La PC Garage, pentru orice combinație de procesor, placă de bază și placă video, în valoare de peste 1500 de lei, primești un SSD cadou. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salut, ne fain și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 20 Pack Opening, premiile de Division Rivals și FUT Champions, penultimele premii. Joia viitoare, practic, o să fie ultimul episod cu FIFA 20 și în același timp, cel mai probabil, o să fie și primul live cu FIFA 21. Cred că joia viitoare o să lanseze jocul pe la ora 8 sau ceva în gen, nu 100% sigur, dar în cazul în care o să fie joi să fac live stream. O să vă anunț oricum în episodul în care o să fac și ultimul FIFA 20 Pack Opening, acolo o să fie toate detaliile. Bun, să trecem la treabă, o să fie un nou icon moment pe acest episod, plus premiile și o să încerc să fac de absolut toate resursele, iconuri și cred că Team of the Season 94 plus, ca să mai avem încă vreo, nu știu, două episoade, să fie așa un final forță. Cine știe, poate chiar îmi dă un final cu Nazario. L-am cerut anul ăsta, mă răgibi, da. Bun. Aici și de anul, bineînțeles, nu uitați dacă vă place seria, butonul de like, abonation. Începem în curând FIFA 21. Poate ne băgăm și la o chestie în asta cu review la echipe. Cine știe. Poate și chestia că mi-a tot cerut să fac pack opening-uri cu pachetele la voi. Vedem ce va fi cu FIFA 21. Bun, am pregătit și pachetele astea cu 81 plus, strict ca să fac resurse pentru mai multe iconuri. Astăzi trebuie să mă ocup de chestiile astea, că săptămâna viitoare sal. De fapt nu, într-o zi parcă sau două expiră chestiile. Și bineînțeles, nu uitați în cazul în care, bineînțeles, cumpărați ceva de pe PC Garage, KTX-PKG, codul de reducere. Și G2 au pe acolo, dacă vreți să-l verificați. Bagă băieții jocuri la reducere în fiecare săptămână. Și FIFA-ul trebuie să fie la reducere. Bine, gen la reducere față de cât e prețul normal. Nu știu exact la ce preț o să fie. Banghilii. Hideaway. Tipozaur. N-are rost dacă e pachet gol. Abia aștept să încep FIFA 21. Sper să nu mă rupă la nervi. M-a rupt FIFA 20. Tot ce vreau e să nu mai existe mizeria aia de rebound. Deci cât rebound a fost în FIFA 20, hai de capul meu. Super curios cum o să fie. Și noile mecanici, am văzut că poți să-ți trimiți atacantul. Gen, pur și simplu îi dai direcția unde să se demarce, să chestii în astea, o să fie interesant. Și cred că hai, dar s-a aglomerat astea. Posibil, dar nici nu știu când să fac un episod cu echipa pe care o să mi-o fac eu la FIFA 21. Mi-am pregătit deja vreo două echipe, cred. Habar n-am să văd. Poate fac pentru săptămâna viitoare înainte, joi, să văd. O echipă din asta să fac pe Footbin. Cine știe, poate vreți să faceți și voi o echipă similară. Am încercat să fac o echipă cât mai ieftin posibilă, bine, gen m-am aproximat, adică nu știu dacă o să fie jucătoria ieftin sau nu, dar sunt ratinguri destul de mici și jucătorii nu sunt formidabili, adică au shoot prost, dar în mare parte sunt jucători cu pace. Să vedem. Pachet bun. Borzeanu. Portugalia, mustață asta, e piții. Bun, și ăsta, orice jucător cu rating cât de cât se bag la ăstea, la icon pack-uri. Asta e cel mai important. Să terminăm în FIFA 20. Nice. Să terminăm FIFA 20 așa într-o senzație de forțichi. Să terminăm FIFA 20 cu senzația de grețică. Să sperăm, da. Cine știe. Până un altă, lăsați un comentariu. Ce crezi că o să pice din Icon Pack? Eu zic că e ori italian, ori spaniol, ori englez. Nu știu ce am impresia că nu o să dea cine știe ce. Zapata. Ok. Ce mă bucur iar la FIFA 21. Deci asta, nu știu, e o chestie strict personală, nu știu dacă pe voi vă interesează sau nu. Bă, deci mă bucur că nu mai există fitness. Fai de cap. Gen prostia aia era jab. Să stai, să dai fitness după fiecare mers. Pana mea. Am făcut gol 2, am și uitat. Deci o să am garantat 90 plus. Cred. Nu știu dacă mai vrăja la aia, dar să zicem. Și de aici și de aia, dă-mi un rating 95, 96, 97, orice, cel mai pro jucător, dar rating mare.
Ok, not bad. Ginter și Junior Moraes. Da, deci îți garantează dintr-o ligă de top. Luăm până nea Ginter. Hai mă, dă-mi un 95. Nu fi scârțar? Oh, Vela, nice. Am vrut să zic, uite că mi l-a dat pe Carvajal. Dar Vela, Franzela, not bad. 4 cu 3. High, low, nice. 94, ăsta chiar e un card fine. Dacă avea și 4 Wickfoot era legendar. Dar și așa o să intre numai bine la un SBC. 96 rating, blăniță. Frumos. Banghili. Să luăm rapid și... oh, hai să dau asta rapid. Ultimul weekend league o să fie practic. În acest weekend. O să fie finalul weekendului. Team entrance. Nice. O să încerc să scot iar un gol 2, cred. Deși nu mai are niciun farmec, dacă s-o spuneți bine, că o să fie scos icon pack-ul în 3 ceva de ore, 28, nu mai știu. Rare mega pack, rare gold pack, rare mega pack, bun, hai să dăm asta din mijloc. Și este un icon de 15 milioane la final de joc, așa să ne dea pe ăsta, what? Hai că da. Boards. Sigur, nu sigur, până... cum îl cheamă pe ăsta? Jarstein. 1.83, dacă mai bag încă un 1.83 după el, forță, sau un 1.82, 1.81, ceva pe acolo. Nice, 2 de 1.82, 1 de 1.81, forțichi. Ultra forță intergalactic. Bun. Luna viitoare o să joc și Cyberpunk 2077. O să încerc să mă joc cât mai multe jocuri din astea, să zicem, noi. Nu știu dacă o să fie bun jocul, o să și o căruță de bani, dar cine știe, poate avem noroc. Să aibă poveste șmecheră. Eder Militao, nu, dacă mi-ar da așa la început e FIFA 21. Valeu. Un militaru ar fi forță. Ce, stai, ce fetul să tână, e 5. Să mai ciupim și de aici bani. Okay. Bun. Rare Mega Pack-ul. Ultimul pack tradable. După care zicem la Icon Pack. Mamă, e cu gol, nu pot să cred. Nu știu, sincer, uite. Asta e o chestie, din nou, probabil numai personal, nu cred că e curioasă să lumea pe final de FIFA. Dar cât de fain ar fi să-ți pice iconuri în prostie la final de FIFA, adică e finalul. Măcar ultimele două weekend league-uri să zic, să-ți faci o echipă top rău, adică Nazario, Prime Moments, cine ar mai fi, Ronaldinho, să ai toți jucătorii aia mega top, măcar în ultimele două weekend league-uri, că nu e cine știe ce pagubă pentru ei sport, mă gândesc și eu, dar în fine. Bun, Icon Moments Player. Orice pică e ok, important ar fi să pice un jucător pe care să-l bag și eu la ultimul weekend league, așa numai de testare, dar probabil că o să pice Spanac. Italia, Spania sau Anglia, pe astea pariez și în cel mai bun caz îmi dă un Del Piero. Te rog, dăm mai bine, nu mă dezamăgi. Let's go, uite un Butragheni ar fi fain, că mi-a plăcut mult anul ăsta. V-am zis, se moară Franța. Hai, Maldini. Ok, Cannavaro, nice. Uite pe ăsta chiar o să-l testez dacă pot. Nu știu sigur dacă fac ăștia chemistry full. Ăsta chiar e fain cardul. Gen, chiar eram curios dacă e forță Cannavaro. Not bad. Și mi-a plăcut și în realitate Cannavaro. Fiind că s-a transferat la Real Madrid, parcă s-a transferat fix după ce la Balonul de Aur. Cred. Nu mai știu, era la Juventus sau la Balonul de Aur sau la Real. Dar cred că la Juventus sau la Balonul de Aur. Și ăsta chiar arată fain cardul. Gen, cardul ăsta chiar arată blană. Full meta, pace, tot ce vrei. Solid player, nu știu exact ce înseamnă asta in-game, dar... bun. Ia să zic dacă pot să-l bag în echipă, să-l joc weekend league-ul ăsta. Nici nu mai știu ce fund așa. Ok, pot să-l joc, perfect. Pot să-l joc în locul lui Diego Carlos. Și asta o să și fac. Din timp până Diego Carlos și îl băgăm pe Cannavaro. Toată lumea asta 10, da. Nice. Eu nu știu ce trebuie să-i dai la asta. Dar cred că tot Shadow. Da, cred că Shadow trebuie să-i dai oricum. Bun. Îți mulțumit, sincer să fiu. Măcar testez un nou jucător. La ultimul weekend league, practic. Deși cred că o să reușesc să mai fac niște icon pack-uri. O să mai filmez mâine un episod. Și practic voi o să vedeți episodul ăla când... cred că weekend league-ul deja a început, dar eu o să reușesc să mai testez încă un jucător, doi dacă îmi pică ceva, dar în fine. Cam să vă spui opening-ul.
Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, foarte important să prinsiți butonul de like, să vă abonați. Începe FIFA 21 și dăm să sară la Petronella. Sper să nu fie iar cu nervi grămadă, dar nu, dacă o să fie, asta este Moș Crăciun și prietenii săi. Dacă vreți să cumpărați ceva de pe PC Garage, aveți linkul în descriere și în comentarii și, bineînțeles, codul de reducere CTXPGG și G2AU, linkul în descriere. Mersi fain de vizionare, să aveți o super fain în continuare, salutare, salutare!